telespectatoare, dragi telespectatori, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru noi, femeile. Aș dori să începem această ediție citind câteva versete din Evanghelia după Matei, care sunt, de fapt, ultimele cuvinte pe care Evanghelistul Matei le citează, rostite de către Domnul Iisus. Și ele spun așa: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Am citit aceste versete ca și introducere în tematica emisiunii noastre de azi, care va fi despre misiune, pentru că prin ajutorul lui Dumnezeu avem bucuria să găzduim în studioul nostru două misionare de carieră. Este vorba de Perla Hădărean și Ioana Balic, amândouă acreditate de către Asociația Română de Misiune Externă. Dragile mele, bine ați venit în studio! Bine v-am găsit! Mulțumim foarte frumos pentru invitație! Bine v-am găsit! Abia aștept să discutăm despre viața de misionară, pentru că e o carieră mai rar întâlnită între femei, dar înainte aș vrea să vă las să vă prezentați, să spuneți fiecare despre familia voastră, despre cariera, unde anume vă desfășurați activitatea. Am să încep eu. Mă numesc Ioana Balic, sunt căsătorită cu Ștefan Balic. Avem împreună două fetițe, Hadasa, are aproape 5 ani, Joyce, 6 luni, Dumnezeu ne-a binecuvântat, am așteptat-o, am dorit-o. Am fost misionari în America Centrală, El Salvador, pentru timp de 2 ani, în care Dumnezeu ne-a vorbit, ne-am întors în Europa și în prezent slujim comunității musulmane din Europa. Suntem membri din Biserica Muntele Sionului din Alești. Mulțumim! Perla? Eu mă numesc Perla Hădărean. Sunt căsătorită cu Daniel Hădărean, avem o fetiță de 12 ani, Perla Daniela Hădărean. Slujim de 14 ani între musulmani. Începutul lucrării a fost în Dobrogea, între musulmanii din România, din sud-estul României. Și 7 ani și jumătate am slujit între turcii din Turcia. Suntem misionare acreditați ai Agenției Pentecostale de Misiune Externă. Aș vrea să continuăm povestirile astea despre misiunea în rândul musulmanilor, începând de la cum ați ales să lucrați între musulmani. E adevărat, versetul ne trimite, mergeți în toată lumea. Dar și în România erau oameni care trebuiau evanghelizați și în alte zone. Voi ați ales să mergeți la cei musulmani care nu sunt tocmai încântați de venirea creștinilor în anumite țări și de activitățile lor. Perla, pentru că tu ai o vechime mai mare, cum ai ales tu și cum ai înțeles marea trimitere? Eu nu am ales. Pot să spun lucrul ăsta, că nu am ales, ci am acceptat. Pentru că Dumnezeu a fost Cel care m-a ales, Cel care m-a pus deoparte și m-a chemat și m-a echipat pentru această lucrare. Pot să spun asta cu convingere, că Dumnezeu m-a creat cu un scop și acela de a sluji musulmanilor din Dobrogea, din Turcia până acum și probabil din multe alte locuri în viitor. A fost partea mea doar atât de a sta înaintea Domnului, la dispoziția Lui și de a-i cere să-mi clarifice scopul pentru care m-a creat, să-mi găsesc chemarea, să înțeleg, să urmăresc și să împlinesc voia Lui pentru viața mea. Și călăuzirea Lui a fost către această categorie de oameni, musulmani,
Pe urmă a fost o mare binecuvântare să-mi întâlnesc soțul care a avut parte de aceeași chemare din partea lui Dumnezeu, aduce Evanghelia în cele mai neevanghelizate locuri. Dobrogea este un loc, a fost și încă este un loc neevanghelizat în țara noastră. Trăiesc peste 3.000 de musulmani doar într-un oraș mic, cum este Babadag, cu 10.000 de locutori, din care 3.000 se numesc musulmani, iar apoi către cea mai mare neevanghelizată țară din lume, care este Turcia, care numără o populație de 80 de milioane de locuitori și în jur de 4-5.000 de creștini. Este o chemare care ne-a făcut-o Dumnezeu și pasiunea și bucuria este ceva supranatural, ceva ce nu o poți explica în cuvinte. Niciodată nu o să pot să dau o explicație logică, un argument logic nimănui, pentru că întotdeauna se găsesc și sunt nevoi peste tot în jurul nostru. Dar Dumnezeu a fost Cel care ne-a chemat, Cel care ne-a ales pentru lucrarea aceasta. Acum că sunt și mai insistentă, aș vrea să ne spui totuși cum ai înțeles că e planul lui Dumnezeu. Cum ți-a fost clar? Sau cum ai ajuns în Babadag? Am înțeles că Dumnezeu mă cheamă pentru o lucrare specială foarte curând, după ce l-am întâlnit pe Hristos. Însă nu știam unde. Am început să citesc foarte multă literatură creștină. Aveam o dorință arzătoare, încă din prima zi, de când l-am întâlnit pe Hristos și am fost mântuită, să îl slujesc pe El. Am știut că nu mai vreau o carieră seculară, am știut că nu mai vreau să fac altceva. Deci era ceva în inimă, ceva inexplicabil. Nu vreau să mai fac altceva decât să spun altora despre dragostea Lui și ceea ce El poate să facă în viața unui om. Am început să citesc foarte multă literatură. Într-o zi, în biserică, a venit o fată tânără la mine și mi-a spus în felul următor: am venit să-mi cer iertare pentru că am avut foarte multe prejudecăți față de tine, dar Dumnezeu mi-a zdrobit inima și m-a făcut să înțeleg că sentimentele mele nu sunt corecte față de tine și vreau să-ți dăruiesc o carte. Și acea carte era Viața marelui misionar Hudson Taylor. Am citit cartea și m-a marcat faptul să văd că ceea ce am eu în inima mea nu este ceva greșit. Chiar au fost de-a lungul istoriei oameni care și-au dedicat viața lui Dumnezeu, care nu au fost oameni normali, să zic așa, cu o viață trăită prin rutină, mergând la servici, acasă, așa, ci au lucrat într-un mod mai deosebit, dedicându-și viața în totalitate slujirii. Și atunci am început să mă rog în direcția asta, mai intens și mai insistent. Și am zis: Doamne, știu, acum e clar că vrei să slujesc. E clar că mă vrei într-o lume. De care este lumea aceea? Și într-o zi, căutând prin biblioteca bisericii, o broșură mică, subțire, abia de câteva foi mi-a picat în mână: Musulmanul și credința lui. În momentul în care doar am scos din biblioteca acea broșură și am citit titlul, s-a întâmplat ceva în inima mea. Ceva ce nu pot să explic, dar ceva ce am fost sigură că asta este ceea ce caut și încotro Dumnezeu mă îndreaptă. Ioana, cum ai ajuns tu să lași locul în care te-ai născut și să te duci în țări atât de departe, gen El Salvador? Cum ai luat această decizie? Da, la fel s-a produs în viața mea din momentul în care Dumnezeu m-a mântuit și am înțeles mântuirea în Iisus Hristos. Am fost un om care m-a luat Dumnezeu din lumea asta pierdută, am fost mințită, înșelată. Am văzut cum Satana mi-a furat ani din viața mea și totuși când Harul a ajuns și în viața mea și am fost transformată de Dumnezeu, m-am împăcat cu Dumnezeu, am avut un scop
Asta a fost scopul pentru care m-am pus la picioarele lui și am zis că vreau să trăiesc, este să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Alegerile le-a făcut Dumnezeu. Pentru mine Dumnezeu era suficient, era răsplată, era împlinire, era bogăția vieții mele, pentru că știu cât mi-a iertat, de unde m-a scos și ceea ce a făcut din mine. Din acel moment am zis, Doamne, vreau să te cunosc, să te slujesc, cu unde, necondiționat, nu să vin eu să-i spun lui Dumnezeu, vreau să merg într-un teritoriu sau vreau să fac ceva. Și în vremea aceea eram profesoară de biologie în Baia Mare, la Colegiul Economic. Îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam. Eu am crezut că pentru asta sunt, să lucrez educativ, să lucrez cu elevii, tot ceea ce am acumulat să dau mai departe. A fost un timp în care Dumnezeu mi-a permis să fac lucrul ăsta din belșug. La un moment dat s-a întâmplat ceva. Având cursurile pedagogice din partea comunității regionale Maramureșului, mi s-a cerut să predau și ore de religie la clasele, de la clasele primare până la liceu. Îmi doream să fac lucrul ăsta, făceam cu pasiune și împrejurările au dus din anul 2002-2003, parcă mergeau să merg la studii, să fac și studii teologice mai profunde. A fost un lucru care nu mi l-am dorit personal. După 5 ani de facultate am vrut să mă așez, să ofer ceea ce am acumulat, dar parcă Dumnezeu împingea toate lucrurile de la spate. Erau circumstanțe în viața mea în care spuneau că trebuie să fac lucrul acesta. Am mers înaintea lui Dumnezeu și l-am rugat să împlinească un semn din inima mea, să știu că lucrarea asta nu vine de la mine, nu e o dorință mea, nu doar oamenii mă împing de la spate, ci este ceva care vine din inima lui. Semnul a fost, eram la o seară la biserică și eu am dorit ca slujitorul care se ridică și citește din Biblie să spună cuvântul Betania. Și s-a întâmplat că fratele, când a deschis Biblia, a început cu cuvintele unui oarecare Lazar din Betania. Pentru mine a fost suficient. Wow, am și înțeles. Nu te-ai ridicat atunci așa de bucurie. Că... Am fost surprinsă, m-am smerit la picioarele lui Iisus, am știut că urmează ceva nou în viața mea, pentru care eu am simțit că nu sunt pregătită, dar când ești născut din nou și iubești pe Dumnezeu, este pasiunea vieții tale, este ascultarea. Îs lucruri care Dumnezeu ți le cere în moment al vieții și nu înțelegi de ce. Și ca și copila lui Dumnezeu, ceea ce trebuie să facem este ascultarea, să mergem pe ape cu el, să mergem încrezătoare. Atunci noi tot cântăm cât de mare ești, Doamne, și îl cunoaștem pe Dumnezeu cât de mare ești, ascultând de el și mergând prin credință de mână cu Domnul, neînțelegând totul ce se întâmplă înaintea noastră. Astfel, în anul 2003, am mers la Arad, am început cursurile la Facultatea Betania, Pentecostală, și în anul 2000, așa s-a întâmplat și viața mea, am început să citesc tot mai multă literatură, Dumnezeu îmi punea în mâini tot mai multe cărți despre misionari. Eu am zis, Doamne, de ce se întâmplă toate lucrurile astea? Eu nu mi-am dorit, n-am planificat să fiu copilul tău și nu planific să fiu misionară. Eu nu-mi doresc să fac lucrul ăsta. Nu a fost ceva care eu am căutat sau am crescut în școala duminicală sau în biserică să cunosc și să doresc. Dar Dumnezeu mi-a arătat că parcursul vieții mele, trecutul meu, n-a fost altceva decât o pregătire a ceea ce urma să se întâmple. Falimentele, ridicările, zbuciumile, trăirile, de fapt Dumnezeu m-a pregătit pentru așa ceva. Sunt suferințe care noi nu înțelegem, Doamne, de ce, dar mai târziu înțelegem. Dumnezeu, toată viața noastră are un parcurs pentru lucrarea care Dumnezeu ne pregătește. În anul 2004 am mers într-o misiune pe scurtă durată, loc în care Dumnezeu mi-a frânt, mi-a strumit inima și mi-a spus, până acum lucrarea asta am ținut-o tainică, te-am pregătit, cum numai eu am știut, dar acum dau vărul la o parte și să înțelegi că ești chemată de mine la această lucrare. M-am întors la Baia Mare, am mers la școală, mi-am luat cartea de muncă, am pus-o în mâna lui Dumnezeu și am zis, Doamne, de astăzi sunt a ta și angajată și tot ce vrei tu, pentru că am văzut cum Dumnezeu mi-a luat toți stâlpii de care eu mă mai țineam
și a vrut să trăiesc un alt nivel cu el. Astfel, în anul 2005, nu eram căsătorită, Dumnezeu mi-a dat harul acesta ca să cunosc viața de misiune, să fac și singură și familie, și în anul 2005, în martie, am ajuns pentru prima dată în El Salvador. A fost o minune că eu am ajuns acolo. N-am zburat niciodată cu avionul, n-am avut niciodată o sumă de mare așa în mână. Dumnezeu a făcut minuni ca să pot ajunge la acel câmp de misiune. Apoi, din 2005, 2006, 2007, 2008, trebuia să termin și studiile, dar în același timp Dumnezeu îmi deschidea ușa în fiecare an să merg în misiune în Salvador și în Honduras. În 2008, într-o tabără de misiune, l-am cunoscut pe soțul meu, el la fel misionari. Am știut că Dumnezeu ne unește ca o familie misionară. Ne-am căsătorit, ne-a dăruit-o pe Hadassah și în anul 2010, ca și misionar acreditat ai Agenției Pentecostale, am mers în El Salvador. Și în Salvador am avut o lucrare măriață, am mers la vremea, cum se zice, noi am mers să luăm recolta, au fost alții care au semănat înaintea noastră și acolo iară s-a întâmplat ceva extraordinar. Dumnezeu ne-a vorbit personal, ne-a vorbit ca și familie că trebuie să ne întoarcem în Europa pentru o mare urgență, lumea musulmană. Foarte impresionant. Am văzut că în atâtea locuri v-ați semănați, amândouă ați fost chemate din întuneric la lumină, apoi ați trecut printr-o perioadă de pregătire, dorința de a citi și pe urmă Domnul v-a împins pe câmpul de misiune, deși într-un mod diferit și în locuri diferite pe fiecare. Aș vrea să vă întreb dacă atunci când ați început să practicați lucrarea de misiune, de evangelizare altora, să plecați din locul în care erați obișnuite, ați avut și niște modele. La cine ați făcut referință? Că întotdeauna te uiți, o mai făcut cineva lucrul ăsta? Ca să ai așa un sprijin, că uite, au mai fost și alții care au mers înaintea noastră. Cine v-au fost modelele? La vremea respectivă, nu cred că eu am avut timp ca să caut modele. Eu l-am cunoscut pe Domnul în 99 și în 2000, după un an de zile, deja mă aflam pe câmpul de misiune. Nu știam prea multe lucruri, nu eram așa de bine informată despre ce înseamnă misiunea în biserică. Nu prea se vorbea despre misiune, nu se predica despre misiune. Nu am cunoscut misionari veniți în orașul nostru, în biserica noastră. A fost mai greu să întâlnesc modele, pentru că trebuie să recunoaștem că viața de misionar este un pic diferită față de viața de creștin trăită acasă, în cultura ta, în familia ta, printre ai tăi, să spunem. Să nu zic mai multe provocări, pentru fiecare om are provocările lui în această viață, dar provocările sunt diferite, nevoile sunt diferite, conjuncturile în care te poți afla de-a lungul vieții sunt diferite, dar modelele au fost, pentru că, cum spuneam mai înainte, am citit foarte multă literatură. Au fost două misionare care mie mi-au marcat viața și am zis, dacă ele au putut și eu o să pot. Este vorba de marea misionară irlandeză din anii 1800, Emmy Carmichael, care a lucrat în India în condiții foarte vitrege și a avut o lucrare foarte mare printre copii. Iar apoi Gladys Alwery din Marea Britanie, care a fost o mare misionară a timpurilor ei în China. Două fete simple care au crescut fără tată și nu au avut acea pregătire intelectuală, să zic, care am crede noi că ar fi nevoie sau au toți oamenii mari al lui Dumnezeu.
dar a fost două femei care l-au iubit pe Dumnezeu și care au vrut să-și investească viața în viața altora, iar Dumnezeu le-a calificat. Și vedem rezultatele, victoriile mari pe care le-a avut. Am avut ocazia să pot să urmăresc și pe ecrane viața, viața lor. Este extraordinar ceea ce Dumnezeu a putut să facă printre aceste femei și întotdeauna m-a motivat. Întotdeauna, în special, filmul Hanul cu cele 6 fericiri, foarte des, toată familia o urmărim împreună cu fetița noastră, pentru că în momente grele ne motivează să mergem mai departe. Sunt oameni, de-a lungul creștinismului, oameni care au plătit cu viața și au fost gata să dea tot ce au și tot ce sunt, pentru ca împărăția lui Dumnezeu să se lărgească, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să fie proclamat și Dumnezeu până la urmă, pentru că ăsta este scopul, ăsta este centrul, ca Hristos să fie vestit și Dumnezeu să fie cunoscut. Asta a fost și lucrarea lui Hristos, să-L facă pe Tatăl de cunoscut. Ioana, care au fost modelele tale sau care sunt? Da, pentru că m-am întors la Domnul în anul 2001, l-am cunoscut personal, în anul 2005 m-am găsit deja pe câmpul de misiune. Dumnezeu a făcut lucrurile astea în inima mea la dragostea din tăi. Am fost așa de mult îndrăgostită de Dumnezeu. La fel, n-am auzit multe predici despre misiune, n-am știut ce înseamnă să faci misiune transculturală. Îl doream pe Dumnezeu, îl iubeam pe Dumnezeu și vroiam să fiu vocea Lui, vroiam să fiu mâna Lui, vroiam să fac ceea ce Dumnezeu dorea pentru mine și n-am avut timpul, poate fi și fizic, să caut, să mă desfășor, să mă informez foarte mult ce înseamnă cu adevărat să fac misiune. Eu am știut că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru păcătoși. Am fost găsită și eu de El și asta am dat scop vieții mele, nu? Că trebuie și eu să merg să caut pe păcătoși. Eu am vrut să fac prima dată local lucrul acesta și după ce am făcut local am văzut că Dumnezeu mă ia din mijlocul orașului și vrea să mă trimită la neamuri. Modele, pe mine m-a impresionat familia Elliot, Jim Elliot și Elizabeth Elliot. Am citit din cărți, am citit cartea ei scrisă În așteptarea lui Jim, cum a fost lucrarea lor ca și familie scurtă, dar foarte profundă și adâncă. Și pentru că au făcut lucrarea de misiune în lumea latină, a avut un impact pentru viața mea. Modele în viața de zi cu zi, pot să zic că am avut parte de o mamă spirituală, era refugiul meu. Mergeam, plângeam, îl întrebam pe Domnul și mă sfătuia. A fost un model de rugăciune, în primul rând, pentru mine. Și asta a făcut în mine să mă îndrăgostesc de a sta în prezența lui Dumnezeu în rugăciune. Stând tot mai mult în rugăciune, căutând tot mai mult prezența Lui, e ceea ce am descoperit prin Duhul lui Dumnezeu. Sunt lucruri care m-au impresionat din cărți, dar ce am primit cel mai scump, cel mai sfânt, cel mai curat a fost din prezența lui Dumnezeu. Am avut parte de o femeie în viața mea care a fost ea model de rugăciune și așa m-am îndrăgostit și mi-am dorit să stau tot mai mult cu Domnul. Am avut deșertul vieții mele, singurătatea vieții mele, în care atunci am cunoscut cel mai intim. Nivelurile au trecut, acum pot să zic că îl cunosc pe Dumnezeu mai profund, mai adânc, dar în acea vreme în care eu eram, pot să zic, naivă, îl iubeam pe Dumnezeu, știți ce înseamnă să iubești pe Dumnezeu la dragostea din tâi? Orice mi-ar fi spus Dumnezeu, aș fi făcut. Și am văzut un foarte mare har să mor pentru Hristos. Am spus că Dumnezeu nu dă oricui poate harul acesta să mori, efectiv, din pricina numelui Său și am spus, asta va fi o alegere care Dumnezeu va face în viața mea, dar vreau ca viața mea să o trăiesc pentru Hristos. Modelul meu primar a fost un model de rugăciune, de pasiune pentru Domnul. Am căutat asta cu toată inima, cu toată mintea, cu tot sufletul meu și din prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a făcut să simt cu inima Lui, să aud bătăile Lui, strigătul Lui, pentru ce vrea El și așa am ajuns în câmpul de misiune.
ascultând bătăile Tatălui, să iubesc ceea ce El iubește și să-L facem cunoscut pe Hristos între națiuni. Fără Hristos nu este mântuire. Asta este scopul. Rodica, dacă îmi permiți, vreau să mă întorc puțin la o întrebare care ai pus-o, dar nu am apucat să răspundem niciuna și care cred că este foarte importantă pentru că probabil foarte multe ascultătoare și ascultători își pun aceeași întrebare. De ce am ales să plecăm? Pentru că este și acasă mare nevoie. Eu cred că Dumnezeu ridică oamenii pentru orice domeniu în care este nevoie de lucru. Și așa și în lucrarea spirituală. Dumnezeu ridică oameni pentru diferite și echipează oameni pentru diferite slujiri. Acum, dacă facem o comparație la totalul creștinilor numărați în România și facem o comparație câți au rămas, au ales să rămână acasă și câți au ales să plece. Eu cred că dacă cei care au rămas acasă și cred că sunt acasă pentru că este chemarea lui Dumnezeu pentru viața lor să rămână acasă în locul în care s-au născut și să slujească pe Dumnezeu, cred că este mult mai mare față de cei care s-au ridicat și au plecat. Dacă fiecare care a rămas acasă își face slujba, rezultatele sunt pe măsură. Și atunci nu mai este nevoie să privim la cei care au plecat acolo unde este atât de mare nevoie. Și eu completez la ce zice Perla. Noi ca misionari când mergem într-o națiune și încă nu este cunoscut Iisus Hristos ca și Mântuitor, favorizăm oarecum, nu? Favorizăm ca oamenii aceia să cunoască ceea ce nu cunosc. Ăsta este scopul. România, la ora actuală, este atât de binecuvântată spiritual că Dumnezeu și-a îndreptat privirea spre noi și ne dă harul ăsta să scoată din mijlocul României români, îi împuternicește și îi trimite. Pentru că încă vorbim despre etnii neatinse. La masa lui Iisus încă sunt locuri libere. Și Dumnezeu vrea ca oamenii să fie acolo din orice etnie, din orice neam, din orice seminție. Așa este. Și sunt mulți misionari români acreditați deja, din câte știu eu, vreo 50-60, așa? 60, da, și sunt și care se pregătesc ca în viitor să pe care Dumnezeu îi pregătește nascuns, noi încă nu-i vedem și va veni vremea în care Domnul îi va trimite. Dumnezeu să-i binecuvinteze, așa Amin. Cum a făcut-o și în cazul vostru. Mi-am amintit de versetul care spune că ochii Domnului se plimbă pe globul pământului, parafrazez rotogolul pământului, cum zice Cornilescu, să sprijinească pe cei a căror inimă este întreagă a lui. Și mă bucur de ce ați mărturisit cum Domnul v-a găsit modele, chiar dacă erau niște autoare sau personaje din cărți și v-a găsit și mame spirituale. Și cu siguranță în continuare va avea grijă de această nevoie pe care o avem fiecare. Și aș vrea să vă mai întreb și de alte nevoi cu care se confruntă misionarii sau cu care v-ați confruntat voi. Asta pentru ca să ne ajute pe noi care nu suntem implicați direct în lucrarea de misiune, să știm pentru ce să ne rugăm sau pe cei care se pregătesc să primească o informație ca să le fie de folos la vremea viitoare. Da, cred că cea mai mare provocare pentru noi ca și misionari de primă generație, pot să spun, pionieri, misionari români, este lipsa unor oameni cu experiență ieșiți la pensie, să zic așa. Avem oameni după inima lui Dumnezeu, oameni care ne sprijinesc, oameni care sunt liderii noștri în Agenția Pentecostală de Misiune, oameni cu inima pentru misiune, oameni cu inima pentru lumea pierdută, oameni care ne facilitează plecarea și sunt alături de noi. Dar avem sau nu avem oameni cu experiență practică. Cred că suntem prima generație a României care
practic am plecat împreună cu familiile noastre misionari, pentru că trebuie să înțelegem ce înseamnă a fi misionar. Este o diferență în a fi evanghelist și în a fi misionar. Misionar ești considerat atunci când pleci pe termen lung într-o altă cultură și vestești cuvântul lui Dumnezeu într-o altă limbă, într-o altă cultură, nu în limba ta. Și trăiești printre și ei, trăiești, lăsându-te da, a fi un model. În momentul în care mergi pe termen scurt sau mergi să slujești în cultura ta, nu se mai numără în categoria misiunii. Se consideră a fi evangelizare. Și noi avem nevoie aici de oameni care să ne înțeleagă ce înseamnă să trăiești într-o altă cultură, să-ți crești copiii într-o altă cultură, să rămâi credincios, sănătos într-o altă cultură și într-o altă lume condusă de un alt duh, de o altă religie. Pentru mine personal, în fiecare dimineață când mă trezeam în Turcia și ieșeam pe balconul apartamentului, nu puteam să nu conștientizez și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că în mijlocul acelor oameni, acelor duhuri, am rămas un om sănătos care îl iubește pe Dumnezeu. Provocările sunt mult mai mari decât acasă, în a noastră Românie. Și cred că asta este cea mai mare nevoie. Oameni care să ne poată înțeleagă experiențele, trăirile interioare. Eu vin să adaug la ceea ce Perla a spus. O nevoie care o văd este și pentru copiii noștri. Copiii noștri cresc bicultural, nu? Cei care s-au născut în România au cunoscut din parcursul care se trăiește în familie, cu bunicii. La un moment dat în viața lor sunt expuși cu altă cultură. Sunt mamă a două fetițe, o fetiță care încă nu face distinție, dar luptele și provocările care le-am avut cu Hadasa au fost destul de mari. Creșterea ei o văd o nevoie unde să primesc și un echilibru pentru mine. Noi suntem misionare, dar înainte de a fi misionare, suntem soții, suntem mame. Am întâlnit misionar de la care Dumnezeu m-a făcut să învăț ceea ce să fac și ceea ce să nu fac. Trebuie să avem și acel echilibru. O văd lucrul ăsta ca o nevoie. Când mergem pe câmpul de misiune, este trebuie să-mi slujesc familia, dar trebuie să-L vestesc pe Iisus între națiuni. Misionari care au vestit foarte mult pe Iisus între națiuni, încât au defavorizat familia și copiilor sunt pierduți. Și atunci eu am nevoie de echilibrul ăsta, am nevoie de lucrul ăsta în mine, să știu că soțul trebuie să mi-l slujesc, copiii trebuie să mi-l slujesc și în același timp relațiile care le fac cu femeile, cu oamenii din acel context, îmi dau privilegiu și posibilitatea să îl mărturisesc în primul rând prin viața mea și să-l vestesc pe Iisus. Și o altă nevoie, doar adaug ceea ce a spus Perla, este da, și vin să mai spun, este nevoia când ajungem acasă. Noi când mergem pe câmpul de misiune, suntem acasă în ghilimele, trăind voia lui Dumnezeu. În voia lui Dumnezeu suntem cei mai împliniți oameni. Ne întoarcem în țara noastră, nu ne mai regăsim acasă. Nu suntem înțeleși pe deplin pe câmpul de misiune, dar nu suntem înțeleși nici când venim acasă. Când venim acasă, oamenii ne întreabă când plecați din nou. Noi avem nevoi când venim acasă, avem nevoi sentimentale, emoționale, psihice. Suntem oameni, ne confruntăm cu așa multe lucruri. Spun lucrul ăsta să se înțeleagă, nu? Sunt două împărății. Împărăția Domnului Dumnezeu și împărăția Întunericului. Noi suntem în luptă cu împărăția Întunericului. Sunt lucruri adânci, profunde, care nici nu putem să le explicăm în această emisiune. Și atunci avem nevoie ca și om, avem nevoie ca și slujitor. Este în rugăciune, știm că există o armată care se roagă pentru noi, cer protecție, Dumnezeu să fie cu noi, să lucreze cu semne și minuni,
Dar nevoile acestea fundamentale de om le avem și când venim acasă, să fim înțeleși că venim de pe un câmp de luptă și aici avem nevoie să ne refacem, să putem să mergem din nou pe acel câmp de luptă. Pentru cei care ne ascultă, aș vrea să subliniez ceea ce spunea Ioana. Oamenii vă întreabă, bine ați venit, când vă întoarceți? E o întrebare spontană, că oamenii poate vor să știe cât timp vă avem cu noi. Dar poate o întrebare care ar pica mai bine ar fi, bine ați venit, de ce aveți nevoie? Cu ce vă putem ajuta? Suntem aici să ne bucurăm că ați venit. Ți se pare că asta este ar nevoie, pica mai bine? Și asta este o nevoie când venim acasă. Deci, nădăjduiesc că cei care ne ascultă vor schimba puțin. Perioadele în care noi ne aflăm acasă în țară și în bisericile noastre sunt pentru noi perioade în care noi tânjim și dorim să fim reîncărcați. Noi fiind pe câmpul de misiune, tot timpul dăm. Tot timpul hrănim pe alții. Bineînțeles că prin relația noastră personală cu Iisus, cu Dumnezeu, în fiecare zi ne reîncărcăm spiritual și El este singurul nostru sprijin. Dar sunt nevoi pe care Dumnezeu, El le-a pus în noi. Tânjirea după familie, tânjirea după relația cu familia de acasă, cu prietenii de acasă, tânjirea după cultura și după locul în care ai născut. Lucruri care au pus amprente asupra ta și tânjești după ele și când vii acasă, atunci tot focusul tău este asupra lucrurilor care consideri tu că te pot reîncărca, te pot revitaliza, să spun așa. Și oamenii nu înțeleg lucrul acesta. Familia nu poate să înțeleagă pentru că ei nu au trecut pe acolo și sunt nevoi, dar noi înțelegem lucrurile astea pentru că oamenii care n-au trecut pe acolo, pe unde am trecut noi și n-au trăit acele lipsuri, acele nevoi, n-au cum să ne înțeleagă pe deplin. Și cu toate astea credem că Dumnezeu va ridica și o generație care să poată întâmpina revenirea misionarilor acasă, pentru că este foarte importantă. Și cu cât crește mai mare numărul de misionari, cu atât nevoia ca cei din spatele frontului să fie mai mulți și mai bine pregătiți este de asemenea mai mare. Aș vrea să ne referim un pic la femeia musulmană. V-ați întâlnit cu ea ani de zile, o cunoașteți, Perla. Hai să începem cu femeia musulmană din Turcia și să vedem cum o percepi tu. Femeia musulmană, la prima vedere, este o femeie normală, ca și noi. Bineînțeles că în spatele acelei înfățișări se pot ascunde multe lucruri. Ca să cunoști o femeie musulmancă, trebuie să ai mare har, să poți să construiești o relație foarte apropiată cu acea femeie. Pentru că, în primul rând, ele sunt foarte reticente la femeile occidentale. Pentru musulmanii din Turcia, care este o țară foarte naționalistă și o țară foarte mândră de faptul că ei sunt turci și sunt musulmani, tot ce vine de afară nu este diferit, este greșit. Și atunci ceea ce tu trebuie să faci este să zidești o relație, să depui efort, să zidești o relație de încredere, ca acea femeie să se poată deschide și să poți să-i cunoști adevărata trăire, adevărata față a monedei și să ajungi la inima ei. Cultura musulmană este o cultură a onoarei. Este foarte greu
ca să ajungi să cunoști cu adevărat o femeie musulmancă. Eu pot să vă spun că biserica în care am plantat-o s-au întors musulmani și femei musulmani în biserică, oameni care s-au botezat, oameni cu care am avut relație, am mâncat la aceeași masă, am făcut foarte multe lucruri împreună. Și tot timpul mai rămâna ceva ce să mă surprindă. Adică vrei să spui că acolo sunt mai multe măști decât poartă oamenii de aici, din România? Da. Cred că avem foarte mare nevoie atunci când Dumnezeu ne așează într-o poziție din asta de darul identificării duhurilor și darul înțelepciunii. Vă spun, surprizele nu se termină atunci când încep să pătrunzi în viața unui cuplu sau unei familii musulmane. O să revenim după ce o ascultăm și pe Ioana cu ceea ce ar vrea să ne împărtășească vis-a-vis de femeia musulmană din Europa, și cea care a emigrat. Imaginea care vreau să vă las în minte, deci pentru mine o femeie musulmancă din Turcia e ca un cameleon. Adică nu știi niciodată ce culoare poate să îmbrace, dar care e culoarea adevărată. Aș vrea să revenim, că tocmai ai amintit de familiile musulmane, să vedem cum stau lucrurile și acolo, dar să vedem cum este percepția Ioanei vis-a-vis de femeia musulmană din Europa. Vorbim despre un profil al femeii din lumea islamică la modul general și, practic, noi de aproape 2 ani lucrăm ca și misionari acreditați în Spania, în comunitatea musulmană. Majoritatea musulmanilor cărora încercăm să le slujim este lumea maghrebină, din Africa de Nord. Ei, în arabă, maghrebin înseamnă apusul, occidentul Africii, cum ar veni. Ajunse femeile acestea din Maroc, din Egipt, din Tunisia, Sahara Occidentală, avem și din Bangladesh, din Pakistan, dar nu face parte din Africa de Nord, ajunse în Europa, ele oarecum sunt conservatoare, dar se confruntă și cu cultura occidentală. La care cât de cât trebuie să se adapteze. La care cât de cât trebuie să se adapteze, pentru că copiii merg la școală, soții lucrează pe teritoriu, majoritatea stau acasă, mâncarea și lucrurile care le știm, cele casnice. Dar vorbind la nevoia ei, ca și femeie, ce am întâlnit, ce am avut posibilitate ca să le cunosc, să stau de vorbă cu ele, să mă confrunt, și un lucru care îl notez tot mai mult este lipsa de identitate. Este nerecunoașterea valorii și a cine cu adevărat este ea ca și femeie. Pentru că cultura, Coranul, nu-i dă astfel de drept. Trăind în astfel de cultură, sunt foarte multe femei care le-am întâlnit în viața de zi cu zi, care se întreabă, cine sunt cu adevărat eu? Și am putut asta să văd de la Duhul lui Dumnezeu, este un strigăt de durere, de chemare, de groază pe care ele îl au. Îl strigă către noi. Se găsesc acolo, sunt femei, când le vezi la prima impresie obișnuită, nu? Le vezi pe stradă, îmbrăcate în portul lor, acoperite, foarte discrete. Multe dintre ele nu sunt lăsate de către soții lor să facă prietenii cu o femeie occidentală, pentru că este ca un fel de opus, nu? În timp ce ea caută o îmbrăcăminte sobră, femeia occidentală cât mai sumar. În timp ce ea și când vorbește nu atrage privirea asupra mei, femeia occidentală gesticulează, vorbește tare pe stradă, ceea ce în cultura lor este considerată, dacă fac lucrurile astea, cei din jurul meu mă văd ca o femeie ușuratică. Și atunci îi confruntarea aceasta. Cum spunea și Perla, ca să ajungi la un nivel de prietenie cu o femeie musulmancă, trebuie timp, investiție, mai mult ca orice iubire, pasiune, dedicare, foarte multe întâlniri, să nu forțez ca să
cer ceva de la ea sau să chiar să dăruiești prea mult, pentru că sunt multe semne de întrebare. Dar profilul ei, am văzut lucrul acesta, caută să se identifice scopul pentru care trăiește. Coranul nu recunoaște multe din drepturile care noi le avem ca femeie occidentală. Ele în Occident văd femeia câte drepturi au, legi și așa mai departe, pe când Sharia, drepturile lor, nu le contemplă. Și un alt lucru cu care tânjesc este acel echilibru emoțional, acel echilibru sentimental, pentru că sunt total, să spun, supuse, dăruite bărbatului. Multe din dorințele ei sunt ținute aproape 100% de cele care sunt hotărâte de soț. Eu aș completa la ce a spus Ioana, că ca și o deducție sau un rezumat, că femeia musulmană este foarte introvertită. Toate aceste nevoi nu sunt nevoi vizibile. Pentru că islamul este o religie a fricii, o religie a manipulării și a puterii. Și femeia musulmancă nu-și exprimă aceste nevoi, nu pentru că nu le realizează, nu pentru că tânjește să și le împlinească, ci pentru că este frică și trăiește în ascuns, dezvoltând o personalitate foarte introvertită, redusă la tăcere, din cauza fricii. Pentru că noi realizăm ce mare nevoie este de mântuire. Și fără mântuire, viața lor nu se va schimba niciodată. Dar mântuirea nu garantează tratamentul zilnic de care ea va avea parte. Doar găsesc o tărie interioară care le dă voie. Și am exemple întâlnite în viața mea, musulmane care l-au găsit pe Hristos, care și-au dedicat viața lui Hristos, dar viața lor a devenit mult mai grea decât a fost înainte, pentru că tratamentul aplicat în fiecare zi de către familie, de către comunitate, este una foarte dureroasă. O femeie musulmancă trecută la creștinism, convertindu-se, în momentul în care familia află, riscă să fie renegată, riscă chiar până să se ajungă să fie omorâtă cu pietre. Dar puterea învierii lui Hristos este în ea. Și ele rezistă. Ele rezistă și merg până acolo încât își dau și viața pentru Hristos. Credeți că femeile se întorc mai degrabă decât bărbații din islam la creștinism? Sunt mult mai sensibile. Primesc mai ușor, dar acceptarea lor publică de multe ori depinde de familie. Sunt situații, am întâlnit în Europa, femei care l-au primit pe Iisus Hristos în țara de origine. Dar acolo au fost renegate și Dumnezeu le-a creat circumstanțe supranaturale să ajungă în Europa. Au ajuns în Europa, ele au trebuit să schimbe numele, au trebuit să ia... Sunt femei care, dacă fac acest lucru, le-au totul de la zero. Poate să lase în urmă soț, copii, toată familia și... Dacă cum Dumnezeu le călăuzește, cum face în viața lor, sunt unele dintre ele care au ajuns în Europa și au luat totul de la zero. Da, deci în momentul în care femeia musulmancă trece la creștinism, cu siguranță că viața ei este reabilitată, dar viața ei interioară este reabilitată. Își găsește identitatea, își găsește putere să înfrunte provocările de zi cu zi, își găsește forță în a merge mai departe și a fi un exemplu după cuvântul lui Dumnezeu în acea comunitate, dar reacția celor din jur nu este așa cum ne-am gândit noi.
reacția celor din jur poate să fie mult mai agresivă și trebuie să știm că islamul îi dă voie soțului, bărbatului, în momentul în care ea se lapădă de islam, să o alunge, să divorțeze și automat copiii revin lui. Deci ea își pierde orice drept asupra copiilor. Este un lucru foarte dureros. Ceea ce pe mine mă marchează este faptul cum aceste femei sunt gata să renunțe la absolut tot pentru a-L urma pe Hristos. De multe ori, eu mi-am pus problema ca noi, în lumea noastră, în libertatea noastră, ne confruntăm cu anumite probleme, cu anumite provocări, cu anumite tratamente, să spun eu, din partea celor din jur și o lăsăm mai moale cu Dumnezeu, o lăsăm mai moale cu slujirea, o lăsăm mai moale cu tot ce ar implica ce ar trebui noi să fim. Și când privesc la aceste femei în contextul în care sunt și sunt gata să meargă până la a plăti cu viața, priveam zilele astea la veștile din Irak, creștini persecutați, creștini omorâți pe capete, vreau să vă spun, să știți, că acestor oameni înainte li s-a dat ocazia să se lapede de creștinism și să se întoarcă din nou la islam. Oamenii aceștia au refuzat. Pentru că odată ce l-ai cunoscut pe Hristos, odată ce ei au experimentat o viață trăită cu El și siguranța că ei sunt pe cale și nu este altă cale decât Iisus Hristos, nu mai dau înapoi. Și pentru noi ar trebui acesta să fie ceva de referință, ceva la care să privim și care să ne pună pe gânduri unde ne aflăm noi. Și adaug, aceste femei, când îl primesc pe Iisus, revin la viață, este puterea învierii, au adevărata viață și cunoscând din adevărata viață, cum zicea pe el, au puterea ca să facă totul pentru Iisus. Noi, ca și misionari, mergem și când întâlnim astfel de femei în contextul musulman, femeia slujește femeii, bărbatul bărbatului, și femeile se întorc la Domnul, vedem lucrul ăsta și în Europa, ele cu pasiunea și cu iubirea care o au, merg și ating mult mai multe suflete pe care noi nu am putea să le atingem. Este puterea Domnului Iisus Hristos din ele care reabilitează femeia, o pune pe valoarea care i-o dă Iisus, își cunoaște rolul și luptă până la ultima suflare de viață. Vă mulțumesc, dragele mele, de tot ce ne-ați împărtășit și de, ca și concluzie, aș vrea să spun că împărăția lui Dumnezeu, atunci când se extinde, pune femeia la locul ei, pune bărbatul la locul ei și toate lucrurile funcționează în armonie. Și așa cum ne-a învățat Domnul Iisus să ne rugăm, vie împărăția ta, facă-se voia ta, pună-se toate lucrurile la locul lor și fie femei multe, toate, dacă este cu putință reabilitate și aduse la viață. Și Domnul să vă binecuvinteze pe voi, să atingeți cât mai multe femei și familii prin intermediul lor și copii și să aduceți un rod nemăsurat pentru împărăția Domnului. Mulțumim! Dragi prieteni, vă binecuvântăm și vă mulțumim pentru răbdarea cu care ați urmărit și această ediție, care ne-a motivat și ne-a învățat despre puterea învierii Lui. Să fie această putere care este prezentată și în finalul Evangheliei după Matei, puterea învierii Lui, toată puterea care i s-a dat Domnului Iisus în ceruri și pe pământ, să fie cu noi în fiecare zi. Fiți binecuvântați și vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.